Vă spunem un bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei emisiuni îl avem ca invitat pe domnul Sebastian Văduva. Dânsul este decanul Facultății de Management din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Vă spunem bun venit la emisiune. Bine v-am găsit. Și avem deosebită plăcere ca să purtăm un dialog, o discuție, de ce nu o părtășie, în lumina cuvântului, așa cum este genericul emisiunii, pe marginea unei cărți din Noul Testament, este vorba de epistola scrisă de Apostolul Pavel Filipenilor, care ocupă un loc aparte între toate celelalte scrieri pe care Apostolul Pavel le-a scris. Aș începe direct o întrebare. De ce? Nu este singura scriere a Apostolului Pavel care este din pușcărie, dar este cea mai voioasă, cea mai plină de bucurie. Și tema pe care această scriere o are de la un capăt la altul este această poruncă de a fi bucuroși. Și foarte paradoxal, pentru că pe de o parte roada Duhului este bucuria, pe cealaltă parte este și o poruncă. În al doilea rând, și motivul pentru care cred că eu am fost atras cel mai mult de această carte, este fără dar și poate scrierea creștină cea mai des folosită de către comunitatea oamenilor de afaceri. Multe dintre scrierile ultimului secol care au avut de a face cu îmbunătățirea afacerilor, a productivității, a resurselor umane și așa mai departe, s-au bazat pe această carte Filipeni. Deci iată, atât din perspectiva biblică, porunca care ne-a dat-o Dumnezeu, cât și din perspectiva seculară, am spune, a business-ului, a profesioniștilor, cartea Filipenilor este fără dar și poate un far. Întotdeauna ne propunem așa să încadrăm puțin un text din Scriptură în momentul scrierii, tematica scrierii, ocazia cu care a fost scris textul acela, dar bineînțeles că scopul ultim este de a trece la aplicații și întotdeauna când citim un anumit pasaj din Scriptură, exact cum învățăm la hermeneutică, exact. Interesul ascultătorului nu este doar de a afla de ce a vrut să scrie Pavel ceea ce a vrut să scrie, ci omul se gândește, eu trăiesc în 2015, sunt în Oradea, în România, în contextul socioeconomic pe care îl avem, cu ce mă ajută pe mine cartea aceasta, de ce ar trebui să-mi atragă atenția când sunt atâtea cărți care apar pe piață în fiecare zi? În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Și avem certitudinea și garanția că este inspirat de Dumnezeu și are mintea, inima lui Dumnezeu pentru noi. Doi, împrejurările în care era Apostolul Pavel nu diferă foarte mult de împrejurările pe care le avem noi. Și provocările pe care le-a avut apostolul nu diferă deloc cu provocările pe care le avem noi. Că e vorba de primul secol în Roma, că e vorba de secolul 21 în România, America, Europa sau în altă parte, premizele sunt identice. Provocările, ispitele, să zic așa, bătălia la nivelul minții este aceeași. Chiar dacă noi am spune că nu avem foarte multe lucruri în comun cu cei din secolul 1, și noi și ei suntem oameni și noi și ei avem aceleași provocări. Deci sunt foarte multe paralele între cele două lumi, am putea spune. Am remarcat că în introducere spuneați că această carte este oarecum cea mai legată de comunitatea oamenilor de afaceri. Corect. Venind puțin din zona aceasta, evident că sesizați particularitatea aceasta mai mult decât poate eu, sau mai mult decât alții care poate nu venim din zona aceasta a business-ului, a managementului. Da. Aduceți-ne mai multă lumină. Deci sunt mai multe aspecte când vorbim despre afaceri și despre business. În contextul nostru românesc, termenul preferat pentru un om de afaceri este administrator. Și este într-adevăr un termen văzut în Sfânta Scriptură și care este valabil în ziua de astăzi. Însă, vorbind despre secolul 21 și secolul 20 al Americii, s-a conturat foarte mult acest termen de antreprenor, acest termen de dezvoltator. Când vorbim despre un om de afaceri, vorbim despre cineva care are încredere să dezvolte ceva, să îmbunătățească ceva. Deci asta este premiza. Ei, în contextul acesta, lumea seculară a împrumutat acest principiu biblic de dezvoltare și a învățat
lucrurile pe care Scriptura le-a spus în urmă cu sute de ani. Din nefericire, mulți dintre ei au luat doar titulatura, doar eticheta scripturală și nu au folosit niciodată substanța. De exemplu, în afaceri ni se spune tot timpul să zâmbești. În afaceri ni se spune, dacă vrei să fii un vânzător, trebuie să fii ca și o lebădă. Deasupra să fii grațios, să fii în control, dedesubt să pedalezi ca un nebun, disperat, că numai tu știi ce datorie ai și ce probleme ai și așa mai departe. Și iată că foarte mulți oameni de afaceri, din nefericire, fac aceste lucruri și se transformă într-o fățărnicie, se transformă în omul cu două fețe. Sfânta Scriptură ne spune, și în special epistola lui Pavel către Filipeni, că poți să fii un optimist, nu prin a masca, nu prin a juca tot felul de jocuri cu tine însuți, ci poți să fii un optimist cunoscând cine este în spate, și anume este Iisus Hristos. Cunoscând pe cel care are în mână istoria, pe cel care controlează împrejurările. Că în momentul când ești într-o împrejurare în care spui tu nu mai ai nicio scăpare, de fapt acea împrejurare nu i-a scăpat lui Dumnezeu de sub control. Că de fapt de cele mai multe ori Dumnezeu îți îngăduie să treci prin acea împrejurare pentru că vrea să șlefuiască ceva în tine. Ei, oamenii necreștini spun, domnule, indiferent de împrejurare, eu trebuie să fiu super optimist. Și este această frază în engleză, fake it till you make it. Adică pretinde, pune o fațetă până ce depășești situația respectivă și după aceea te descurci tu. Sfânta Scriptură ne dă realitatea, genuinitatea, și anume faptul că noi nu ne auto-înșelăm. Apostolul Pavel nu a fost un izuliolist, cineva care se înșînchipuie că Dumnezeu e în control. Dumnezeu a fost în control. El nu vinde iluzii. Nu, deloc. Acum mă gândesc la contextul nostru românesc, în care trebuie să recunoaștem că nu ne dă pe din afară optimism. Suntem fataliști, de ce nu o spuneți direct? Am o să da. Spun așa mai da, da. Coafată puțin. Mulțumesc, mulțumesc. Și chiar în mediul evanghelic, uneori optimismul este oarecum confundat cu gândirea pozitivistă. Corect. Cred că e bine să facem o delimitare între ce înseamnă optimismul biblic. Corect. Sau dacă sunt un creștin, ar trebui să fiu un pesimist declarat. Da, da. Și modul în care se raportează la gândirea pozitivă, așa cum este oglindită probabil în mod special în cultura occidentală. Corect, corect, da. Deci din nou, în cultura occidentală, și am avut șansa să locuiesc în Statele Unite 15 ani, în cultura occidentală rădăcina a fost învățătura creștină. Ei, din învățătura creștină ai avut tot mai mulți oameni care au acceptat rezultatele creștine, dar nu au vrut transformarea. Deci au vrut, să zic așa, binefacerile învățăturii creștine, dar n-au vrut acea supunere. Și au spus în felul următor, domnule, nu am putea cumva să avem rezultatele creștinismului fără supunere. Și astfel s-au născut foarte multe biserici care parcă împlinesc mai mult ceea ce scrie Pavel în Timotei. Au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea, care sunt de fapt niște cluburi. Oamenii se adună la oaltă, vorbesc, ei spun că au părtășie, 5 feluri de cafea și tot felul de alte lucruri foarte interesante, dar nu împlinesc Scriptura. Și oamenii aceștia iau anumite versete din Scriptură și le repetă mereu și mereu și mereu. Și asta este, de fapt, gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă, acest optimism lipsit de voia lui Dumnezeu, înseamnă că eu pot să-mi sugerez că totul va fi ok, înseamnă că dacă eu sunt creștin cu adevărat, nu o să duc lipsă de nimic, că o să am bunăstare și alte erezii de felul acesta. Spre deosebire de această învățătură, optimismul biblic este un optimism care are de face cu acea bucurie lăuntrică, indiferent de împrejurări. Și asta e foarte important de reținut, pentru că gândirea pozitivă, chiar teologic vorbind, în momentul când o nenorocire se abate asupra ta, vine imediat și spune ca prietenii lui Iov, stai, înseamnă că ai făcut ceva greșit. Dacă Dumnezeu a îngăduit în viața ta o boală, înseamnă că n-ai avut suficient de credință. Dacă în viața ta există o lipsă și ți-ai pierdut locul de muncă, de exemplu, înseamnă că Dumnezeu cumva și-a întors fața de la tine. Ceea ce este complet greșit și nebiblic. Pentru că Dumnezeu
pe copiii săi de multe ori îi șlefuiește prin suferință. Dar optimismul biblic, așa cum îl ilustrează Apostolul Pavel și alte texte din Scriptură, este această bucurie prin mijlocul suferințelor. Ba chiar mai mult, Pavel spune în altă parte, mi se pare în Coloseni, că suferințele noastre, de fapt, lucrează la o greutate a slavei. Suferințele noastre sunt cele care ne dau acea profunzime a creștinului, dar rămânem optimiști. Indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, și îmi place foarte mult unul dintre exemplele mele din Vechiul Testament, prietenii lui Daniel, care îi spun lui Nebucadnețar, împărate, noi nu ne vom închida statuii și Dumnezeul nostru ne poate scăpa, dar chiar dacă nu o va face. Chiar dacă Dumnezeu nu mai face. Și atât de frumos spune autorul cărții către fără evrei. Să condiționeze. Asta e ideea. Pe unii dintre ei Dumnezeu nu i-a salvat. Și e clar că Dumnezeu nu vindecă toate bolile, nu știm de ce, nu-ți dă loc de muncă imediat, nu-ți rezolvă anumite conflicte și anumite probleme, pentru că cred că Dumnezeu vrea să ai acest optimism în sufletul tău, această bucurie biblică, indiferent de împrejurări. Repet încă o dată, noi nu suferim de gândirea pozitivistă. Da. Mă refer noi românii. Corect, corect. Cred că noi de multe ori ne regăsim așa în ce zicea Iov, da, în capitolul 3, versetul 25. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă. Da, de ce mi-e frică, de aceea am parte. Da, da, da. aud de multe ori oamenii spunând, zice, dacă strănută puțin ce cred că mă îmbolnăvesc. Cred că mă îmbolnăvesc, corect. Da. Nu, e sesiune, da, cred că o să pic examenul. Da. și din păcate Dumnezeu le face după credința lor. Deci asta. Deci aplică versetul, facă-ți-se după credința, da, ta. Da, da. Deci sunt, și aici e iarăși un lucru interesant, nivelul gândirii noastre, deci pentru noi ca și oameni, și Napoleon a spus-o cel mai bine, fiecare bătălie este câștigată sau pierdută între cele două urechi. Deci mai întâi și mai întâi, ceea ce există în mintea noastră ca și gândire determină comportamentul nostru. Din nefericire, cei mai mulți dintre noi nu ne dăm seama dacă suntem optimiști sau pesimiști, cei mai mulți ne lăudăm că suntem realiști. Da, noi ca și nație și esticii tind să fie un pic mai fataliști. E vorba de istorie, de cultură, semănăm cu francezii, semănăm cu rușii, sunt multe chestii complexe acolo. Cert este că acest pesimism devine de fapt o spirală de ceea ce se numește self-fulfilling prophecies. Crezi într-un lucru și exact aia se întâmplă. Și dacă în mintea mea cred că voi pica examenul, cred că nu voi găsi de lucru, cred că voi fi dat afară, cred că voi pierde cu tare chestie, datorită faptului că asta mi este bătălia la nivelul gândirii, asta mi se și întâmplă. Și de ce mi-e frică? De aia nu scap. Pe mine ce mă frapează și îmi cer iertare de la ascultătorii și de la telespectatorii noștri, mă frapează cum creștinii care citesc Scriptura, care o memorează, care o trăiesc, care merg la biserică duminică de duminică, pot fi atât de pesimiști. Nu pot să cred că un om care citește Scriptura zilnic, care se hrănește, care are Duhul Sfânt și Duhul Sfânt rodește în viața lui, să fie un posomorât. Parcă tendința este de a aștepta întotdeauna ce e mai rău de la viață. Da. Psalmul 94 cu 19 spune așa: când gânduri negre se frământă cu grămada în lăuntrul meu. Deci gândurile vin. Da. Noi nu putem opri gândurile să nu vină. Da. Dar zice mai departe autorul: mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Amin. Asta este soluția. Deci iată bătălia la nivelul, da, minții. Absolut, absolut. Și Scriptura este plină. Psalmul 73. Asaf suferă iarăși de o meteahnă de a noastră, invidia. Mă uitam cu jind la cei din jurul meu și ei aveau prosperitate și aveau sănătate și aveau de toate. Ei, atâta vreme cât mă uit la oamenii aceștia și nu mă uit la Dumnezeu, intru în fatalism. Intru într-un fel de disperare. În momentul când mă uit la Dumnezeu și spun: Dumnezeu este cel care are ultimul cuvânt, până am intrat în casa ta, spune psalmistul, atunci mi-am dat seama la soarta de pe urma celor răi, și continuă mai departe: nimeni altul n-am fericirea pe pământ și nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât doar în tine.
pentru că este această perspectivă alimentată din Dumnezeu. De aia revin la această declarație și sper să nu jignesc pe nimeni. Cineva care se hrănește din Sfânta Scriptură, cineva care are părtășie cu frații și continuă în acest pesimism, înseamnă că ori nu se uită la Dumnezeu cu adevărat, ori nu înțelege ce înseamnă Dumnezeul nostru, cine îi, ce cadou poate să ne aducă această roadă a bucuriei. Dumnezeul nădejdii aduce speranță, aduce nădejde, aduce o perspectivă. Da. Deci chiar dacă noi suntem așa într-o perioadă declarată de criză economică, totuși n-ar trebui să fim ca oamenii aceia din povestea românească cu drobul de sare care acum cade și totul se prăbușește. Adică fără niciun orizont. Acum mi-ați ridicat mingea la fileu. De 5-6 ani de zile încoace, interesant, economia românească merge destul de binișor. Și anul trecut, 2014 și anul 2013, am fost una dintre țările europene cu rata de creștere cea mai mare, undeva la 3% acolo, pe când Franța, Italia, țări consacrat europene, n-au avut săraci nici măcar 1% ca și procentaj de creștere. Deci e clar că lucrurile nu sunt chiar așa de negre precum le vedem noi, dar cred că fiecare dintre noi ne autoconvingem ceva ce credem și în momentul acela lucrurile la devine paradigma noastră. Ochelarii prin care privim lumea și spunem, domnule, trăiesc într-o țară săracă. Domnule, sunt sărac, eu nu pot permite cu tare și cu tare și cu tare chestie. Și uităm să ne filtrăm perspectiva prin perspectiva lui Dumnezeu. Nu pot să-mi închipui un Dumnezeu care are absolut de toate, care deține totul, să aibă oameni care să aibă această percepție. N-am nimica, nu sunt nimica. Nu se poate. În introducerea pe care noi o făceam referitor la cartea Filipeni, spuneam că în această carte apare peste tot îndemnul la a fi bucuroși. De la primul capitol până la ultimul capitol este cartea unde apar cele mai multe referințe la bucurie. În literatura americană, să spunem așa, se face o diferență între joy și happiness. Da. Bucurie și fericire, aș spune ca și traducere. Da. Bucuria are de a face cu acel izvor lăuntric. Mă duc un pas mai departe și în special în capitolul 4, Pavel spune despre această hotărâre de a ne gândi la lucruri sănătoase. Deci cred că bucuria este o hotărâre pe care o facem fiecare dintre noi. Happiness-ul sau fericirea tinde să fie mai superficial. Tinde să fie de cele mai multe ori împlinită datorită ceea ce se întâmplă împrejurul nostru. Mă duc la o petrecere, mă duc la o festivitate și sunt și eu bucuros cu ceilalți. E sfârșit de săptămână, intru în weekend și sunt fericit. Mi-a dat cineva un cadou nemaipomenit de Crăciun, sunt fericit. Deci este ceva condiționat, acest happiness. Din nefericire, fericirea aceasta poate să meargă și în direcția opusă. Ajung la un punct în care lucrurile nu merg așa cum aș fi vrut. Cineva mă calc pe bătătură, cineva uită de mine, cineva îmi ia ceva ce am. Renunț la fericire, nu mai am bucurie, intru în acest dezastru și cred că asta este una dintre marele probleme pe care oamenii le au sentimental vorbind, că sunt un fel de zigzag. Când sunt sus pe munte, când sunt jos în vale și chiar așa, la modul cel mai direct și popular se vorbește, mă, sper să-l prind în toane bune. Nu te du la el în ziua de, că du-te la el atunci, du-te la el înainte de prânz, du-te la el cu tare, cu tare chestie, ca să-l prind în toane bune. Ca și creștini nu avem dreptul să fim prizonieri împrejurărilor în care ne aflăm. Pentru că ne aflăm în niște împrejurări ca urmare a voii lui Dumnezeu, a îngăduinței lui Dumnezeu. În momentul când noi spunem, suntem într-o împrejurare greșită, de fapt, noi ceea ce spunem este, Doamne Dumnezeule, ai scăpat controlul vieții. Ceva se întâmplă. Aș vrea să facem un pas mai departe și să urmărim puțin în structura cărții Filipeni și în modul în care se raportează ea la tematica aceasta bucuriei. Corect. Finalizând cu aplicațiile practice pentru cei de astăzi, pentru noi. Da. Foarte frumos este împărțită cartea Filipeni în 4 capitole și fiecare capitol adresează un dușman al bucuriei.
În capitolul numărul 1, dușmanul bucuriei care este subliniat, sunt împrejurările. Și contextul este unul foarte interesant în care Apostolul Pavel este proaspăt adus în Roma, este bineînțeles judecat pe nedrept, este dus în fața lui Nero și foarte interesant, biserica din Roma, care se pare că nu îl cunoscuse pe Apostolul Pavel, se întoarce împotriva lui. Și încep oamenii să-l bajocurească. Din duc de invidie încep să vorbească zeflemitor, bajocoritor față de el. Și primul capitol vorbește despre acest dușman al bucuriei care este împrejurarea. Al doilea capitol vorbește despre dușmanul bucuriei care sunt oamenii din jur. Și cei mai mulți dintre noi care ne-am pierdut bucuria vreodată temporar, ne-am pierdut-o datorită oamenilor. Cineva mi-a spus o vorbă, cineva a făcut o chestie, cineva m-a dezamăgit și ca urmare nu mai pot fi bucuros. Cum să fii bucuros înconjurat de astfel de oameni? Și Apostolul Pavel tratează subiectul oamenilor ca și piedica bucuriei și bineînțeles cum poți să depășești. În capitolul 3 vorbește despre trecut. Mulți oameni au avut întâmplări în trecutul lor, au avut evenimente, au avut situații care s-au întâmplat cu sau fără voia lor în trecut, care le fură bucuria. Unii oameni, datorită amintirilor din trecutul lor, realmente nu pot să depășească, nu pot să se bucure de realitatea zilei de astăzi, de binecuvântările zilei de astăzi, datorită faptului că în trecut undeva ceva li s-a întâmplat. Și în capitolul 4, care apropo cred că este cel mai pertinent pentru secolul 21 creștinii români, dușmanul bucuriei sunt lipsurile materiale. Nu am suficient, nu am ce-mi trebuie, nu am cât mi-aș dori, familia mea nu are și așa mai departe. Și Apostolul Pavel, bineînțeles inspirat de Duhul lui Dumnezeu, cu o măiestrie extraordinară, abordează fiecare din acești hoți ai bucuriei, fiecare din acești dușmani ai bucuriei și ne învață cum putem să îi depășim. Cum putem să ne menținem bucuria în ciuda împrejurărilor, în ciuda oamenilor, în ciuda trecutului și în ciuda lipsurilor, și concluzionează cartea cu acel verset faimos care cred că unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri l-au ca moto de viață: pototul în Hristos care mă întărește. Să spună cu certitudine că chiar dacă este în pușcăria lui Nero, chiar dacă biserica îl bajocorește, chiar dacă în trecutul lui a fost un terorist care a ucis oameni, chiar dacă la ora actuală nu știe ce va mânca, cu ce se va îmbrăca și așa mai departe, pot totul în Hristos care mă întărește. Am această certitudine. Mă gândesc că e unul dintre versetele la care se face referire și din partea managementului. Da. Pot totul. Absolut. Probabil că în zona aceasta n-ai voie să spui nu pot, nu știu. Da, da, da. Este un verset foarte folosit, din păcate chiar și abuzat. Pentru că sunt din nou mulți oameni care vor binecuvântarea fără ascultare. Vreau să pot tot în Dumnezeu, mă duc la biserică o dată sau de două ori pe an, dau niște bani și ca urmare Dumnezeu sigur trebuie să mă întărească, sigur Dumnezeu trebuie să mă asculte. Eu nu învăț la examen, dar Dumnezeu sigur o să-mi dea inspirație. Ceva se va întâmpla. Da, nu există. Deci Dumnezeu nu poate fi manipulat, Dumnezeu se lasă bajocorit. Noi să mergem și să spunem, știi, tu ești Moș Crăciunul meu și când am nevoie de tine te aduc în viața mea și după aceea am să te rog să părăsești. Pot totul în Hristos și cheia este în Hristos, nu pot totul. Pot totul în Hristos. Atâta vreme cât sunt conectat în Hristos, cât umblu în voia sa, atâta vreme cât sunt supus lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă certitudinea, cereți orice veți vrea în numele meu și veți primi. Numele meu, nu cereți orice veți vrea. După ce am făcut prezentarea aceasta așa pe scurt, așa puțin să intrăm așa pe felii ca să Absolut. Luăm cartea. Absolut. Și mă gândesc că în capitolul 1 referitor la împrejurări, versetul 12 ar fi cam versetul de pornire. Da, da, da. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc. Da. Fiecare dintre noi în momentul de față suntem în anumite împrejurări. Foarte mulți oameni au următoarea exprimare: dacă împrejurările în care trăiesc ar fi altfel, atunci s-ar putea face mult mai mult, dar împrejurările nu-mi permit, nu pot, aș vrea mai mult, dar nu-mi permit împrejurările. Foarte adevărat. Ceea ce greșesc cu oamenii respectivi este nu își dau seama cine este autorul împrejurărilor.
Și cred că ceea ce și-a dat seama Apostolul Pavel a fost faptul că Dumnezeu, în atotștiința lui, în atotputernicia lui, a îngăduit acele împrejurări. Și aici este greșeala celor mai mulți oameni. Mulți dintre noi intrăm în anumite împrejurări și întrebăm întrebarea: Doamne, dar de ce? De ce eu sunt victima aici? De ce eu sunt ăla cel mai nenorocit? Îmi place o vorbă în popor și mama mea o folosea: cu ce am păcătuit? Ce am făcut eu de am împrejurările astea? Întrebarea corectă este: Doamne, ce vrei să mă înveți? Care-i scopul acestor împrejurări? De ce sunt aici? Ce trebuie? Care-i lecția de învățat? Și Apostolul Pavel spune: lecția pe care trebuie să o învăț acum este că eu trebuie să propovăduiesc cezarului. Eu trebuie să fiu sare și lumină. Eu trebuie să aduc bisericii din Roma, care se pare că era un pic apatetică, un pic căldicea, trebuie să aduc un pic de suflu nou, de înviorare. Știind toată frații care în viața lor nu au făcut evanghelizare, să facă evanghelizare chiar dacă dintr-un duh de invidie. Slavă Domnului că propovăduiesc, chiar dacă nu propovăduiesc dintr-o inimă curată. Și dintr-o dată Pavel a văzut împrejurările în care el se găsea din perspectiva lui Dumnezeu. Asta este cheia. Înțeleg că n-ar trebui să ne simțim niciodată victime ale împrejurărilor. E o vorbă frumoasă, cred că tot de pe la americani împrumutată, da. Dacă viața îți oferă o lămâie, tu fă o limonadă. Da. Da, exact, asta e ideea. Și ideea este în momentul când vezi, în momentul când vezi și cauți, că nu întotdeauna vedem. Deci Dumnezeu nu ne este dator, după cum lui Iov n-a venit să-i dea o explicație, un raport. Dar Iov a căutat fața lui Dumnezeu. Și săracul nu și-a dat seama decât doar la sfârșit că de fapt Dumnezeu a îngăduit acele împrejurări în viața lui pentru ca credința lui să fie întărită, a îngăduit acele împrejurări în viața lui pentru ca el la sfârșit să spună: te laud, Dumnezeule. Nu știu de ce, dar te laud. Și Iov să fie de fapt material didactic al lui Dumnezeu către toate puterile care erau împrejurul lui când Dumnezeu s-a lăudat cu el. Ei, cred că aici este secretul. Secretul este să trec prin aceste împrejurări și spun: oare cum le vede Dumnezeu? Oare de ce Dumnezeu le îngăduie? Ce vrea Dumnezeu să șlefuiască în mine? Ce se va întâmpla la sfârșitul acestor lucruri? John Owens, un mare teolog, avea o vorbă care spunea că trecea prin anumite încercări: de-abia aștept să văd ce lucrează Dumnezeu în viitor în viața mea prin împrejurarea asta. Sunt într-o boală, sunt într-un conflict, cineva mă acuză pe nedrept, de-abia aștept să văd când se va termina această furtună, care va fi frumusețea slavei pe care Dumnezeu lucrează în mine. Probabil că Spurgeon o fi preluat-o de la el și un pic o amplificat-o, da, dezvoltat-o. La el am găsit ceva asemănător, dar plecând probabil de la ideea aceasta, pentru că el a fost un mare consumator de scrieri puritane. Da, 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 da. Spunea că de fiecare dată când apare o altă criză în viața bisericii, în viața de familie, are atitudinea aceasta: Doamne, sunt atât de curios să văd ce soluție vei găsi tu la criza aceasta. Exact. Asta. Și oamenii lui Dumnezeu de-a lungul secolelor au învățat să vadă lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu. Iacov merge cu porunca directă: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felul de încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Și răbdarea, de fapt, este caracterul cristic. Noi avem impresia și suntem foarte influențați de lumea modernă că, de fapt, caracterul cristic se poate downloada. Mă duc la internet și pun un click acolo și dacă nu se downloadează în 30 de secunde, înseamnă că nu-i bun caracterul cristic. Nu! Caracterul cristic este ca urmare a unor împrejurări nefavorabile, a timpului care trece, în care poți să-ți răstignești firea, a situațiilor pe care înveți să le depășești, dușmanilor pe care înveți să-i iubești, în ciuda faptului că nu știi cer niciodată iertare sau că nu știi comportamentul. Ăla-i caracterul cristic. Referitor la împrejurări, de multe ori oamenii și chiar cei credincioși poate voluntar sau involuntar folosesc anumite expresii care, din punct de vedere biblic, nu prea au acoperire. Da. Referitor la situațiile din viața noastră. De exemplu, ce noroc am avut. Da. Da. Ce din întâmplare am găsit 100 de lei pe jos. Da, da, da. Din întâmplare, zice, ce noroc am avut, m-am însurat, m-am măritat. Și foarte multe lucruri le punem pe seama șansei. Corect.
Și oamenii spun alții, băi, n-am avut șansă în viață, n-am avut noroc în viață. Da. Sau, de exemplu, dacă în familiile unora merg prost treburile, ei spun, cred că așa mi-a fost scris, eu să nu fiu fericit, alții au. Și întotdeauna ni se pare că la alții împrejurările sunt mai bune decât absolut, la noi. Absolut, da, da. Întotdeauna iarba vecinului arată mai bine și mai verde și ne simul mai bun. Odată, cu tot respectul pentru oamenii care folosesc aceste fraze, îmi pare rău, nu știu Scriptura. Deci nu știu Scriptura și Scriptura ne prezintă un Dumnezeu care este atotputernic, un Dumnezeu care nu lasă nimica la voia întâmplării și mă duc un pas mai departe cu riscul să jignesc și dumneavoastră nu m-a invitat niciodată la programul aici. Cred că oamenii care folosesc fraza asta maschează foarte multă lene. Pentru că cineva care spune, păi asta mi-e soarta. De fapt ceea ce spune este, te rog frumos să-mi dai voie să nu fac nimic. Dă-mi voie, te rog frumos să fiu leneș. Să nu pun mâna pe absolut nimic, că și așa nu se poate face nimic. Ca și cum noi am fi predestinați fie corect, să ne bucurăm, corect, fie să o ducem rău toată viața. Corect. Pentru că sunt oameni care, și folosind exemplul acesta în căsnicie, care au niște căsnicii cu ză. Așa, care duc lipsă și asta nu datorită faptului că ceva cosmic s-a întâmplat, o programare din asta nemaipomenită, ci datorită faptului că oamenii sunt super comozi, ca să nu spun super leneși. Și merg în căsnicie cu atitudinea că ar trebui să fiu slujit, că nu mai vreau eu să duc gunoiul, că nu mai vreau eu să spăl vasele sau alte chestii de genul acesta. Și oamenii, conștienți sau inconștienți, singur își aduc dezastru în viață, singur își aduc nefericirea. Și nu își dau seama că ei sunt, de fapt, autorii nefericirii datorită acestei atitudini fataliste. N-am avut noroc. Deci ce ar fi însemnat norocul? Să stau undeva așa, ca la loz în plic, să-mi pice lozul cel mare. Cu telecomanda în mână. Cu telecomanda așa. Să nu fac absolut nimica și să-mi pice paramăleață în gura lui Tăfleață. Îmi pare rău, nu-i biblic. Nu, Scriptura nicăieri nu ne vorbește despre un Dumnezeu care ne dă fără activitatea noastră. De fapt, dacă ne uităm la toți oamenii care au rămas cu o istorie marcantă în Scriptură și chiar în societate, au fost oameni care au înfruntat cele mai vitrege împrejurări ale vieții. Da. Dacă nu era David și Goliat, nu? De unde știam noi de faimoasa bătălie, da, nu? Da. Și exemplele pot continua. Absolut. Și nu doar din Sfânta Scriptură. Sunt un student al marilor biografii, al marilor oameni care au făcut istorie. Și de regulă e vorba de acest contrast. Oamenii de la care te așteptai cel mai puțin au realizat cel mai mult. O carte care mi-a marcat mie viața s-a intitulat 101 de oameni, 101 de orfani care au condus lumea. Interesant. Care exact vorbesc despre situația asta, în care cineva care a fost orfan, cineva care a avut un deficit, Napoleon care era scund, alții care aveau probleme de vorbire, de exprimare și în ciuda acestor împrejurări au reușit să-și depășească situația și să aibă niște realizări extraordinare. Cred că în calitate de cadru didactic, probabil că observați mai bine decât mine și decât alții, diferența între studenții care vin la școală și au totul pe tavă și unii dintre ei au un potențial extraordinar, ca și cum s-ar fi răsturnat mașina cu talent la ei și totuși nu știu să pun în valoare ceea ce Dumnezeu a investit în ei. Și fiind alții, aparent fără nicio șansă, parcă viața nu le dă nicio șansă. Și totuși te uimesc cum pot să depășească împrejurările. Există și există chiar un fenomen economic intitulat fenomenul elefantului alb. Și a scris despre el Michael Porter, care a observat exact aceeași trăsătură la dezvoltarea națională. Și el spune, sunt anumite țări super înzestrate, precum Rusia, Africa de Sud și altele, care sunt bogate și care, din perspectiva PIB-ului pe cap de locuitor sau a calității vieții, sunt deplorabile. Și ai alte țări care, din punct de vedere a înzestrărilor naturale, Japonia, Olanda, Elveția și altele, nu au absolut nimic. Deci gândiți-vă, Japonia este o rocă, săracii n-au nimica, nu pot cultiva. Elveția este în iarnă 6 luni pe an sau 7 luni pe an și totuși au reușit să-și depășească aceste împrejurări. E foarte valabil și într-adevăr văd chestia asta la studenți.
oamenii care sunt super înzestrați și aici, iarăși, iertați-mă, cred că părinții au o vină, pentru că părinții care își pot permite să dea totul de-a gata, cred că prin, cu cât le dau mai mult, cu atât îi ajută mai mult. Și este fenomenul exact invers. Cei care au impresia că vor avea pentru tot restul vieții lor. Și nu trebuie să se streseze. Și viața le dă niște lecții după aceea. Și după aceea săracii au niște dușuri reci dureroase. Dureroase. Cu siguranță am putea să mai continuăm pe direcția aceasta cu întâmplările și cu situațiile din viață, dar mai sunt încă trei capitole. Corect. Și aș vrea să mergem la al doilea. Al doilea, oamenii. Cineva spune odată, Orwell, marele filozof britanic, îmi place foarte mult omenirea, nu-i prea pot suporta pe oameni. și oamenii spun, nu poți să fii bucuros în viață pentru că ești înconjurat de oameni. Și Pavel scrie pasajul faimos, cel mai bine cunoscut din Filipeni, capitolul 2, care spune să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Și de fapt, antidotul este umilința. Pentru că dacă te duci către oameni, și cei mai mulți dintre noi instinctual asta facem, ne ducem către oameni cu tot felul de așteptări. Eu am intrat aici la dumneavoastră, în studioul dumneavoastră, și mă aștept ca dumneavoastră să faceți ceva pentru mine. Mă duc acasă și prima mea așteptare este ca soția mea să facă ceva pentru mine. Mă duc la servici, mă duc la școală și mă aștept ca oamenii să facă ceva pentru mine. Ori de câte ori am așteptări vis-a-vis de oameni, voi fi foarte dezamăgit. Și din nefericire, în firea noastră pământească, noi cu toții vrem ca oamenii să ne facă o statuie. Să ne aprecieze, să ne aplaude, să ne dea cu busuiocul, să spună lucruri frumoase, să nu ne bârfească. Și cu cât avem așteptări mai mari de la oameni, cu atât suntem mai dezamăgiți. Spune Apostolul Pavel, dacă vreți să scăpați de acest hoț al bucuriei, umiliți-vă. Să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. El, care era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a crezut lucrul ăsta ca și un lucru de apucat. Și chiar din contră, el s-a smerit. Și după aceea ne dă exemplul lui Timotei, după aceea ne dă exemplul lui Epafrodit, oameni care într-adevăr au exemplificat umilința. Dacă vrei să-ți păstrezi bucuria, învață să fii umil. Și a fi umil înseamnă să nu ai așteptări de la oameni din jurul tău. Să nu crezi că cei din jurul tău îți datorează ceva. Aici este o foarte mare problemă. Unde vezi lucrul ăsta, din nefericire, cel mai pregnant este în biserică. Pentru că sunt nenumărați oameni care merg la biserică și au impresia că ei fac o favoare lui Dumnezeu sau fac o favoare fraților. Și am auzit fraze foarte nebiblice, genul, biserica asta nu mă merită. Eu sunt prea bun pentru corul ăsta. Eu sunt atât de dotat din punct de vedere muzical încât nu mă pot coborâ la nivelul acestor amatori. Și acești oameni sunt extraordinar de nefericiți. Acești oameni care sunt mândri, care sunt plini de sine, care tot timpul caută și așteaptă ca cineva să îi aplaude, sunt foarte, foarte nemulțumiți. Apostolul Pavel ne învață și învățătură biblică, smeriți-vă, umiliți-vă și în felul acesta veți avea acea bucurie, pentru că la vremea cuvenită, mai târziu spune Petru, Dumnezeu va înălța. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat pe Domnul Iisus Hristos nespus de mult. De ce? Pentru că mai întâi a avut parte de această umilință, s-a umilit, s-a pus de asemenea cu un rob. Conflictul fură bucuria. Da. Și din păcate cei mai mulți oameni trăiesc așa într-o stare de tensiune. Da. Și asta se duce în primul rând în familie, pentru că dacă în familie treburile sunt bune, te bucuri cam de orice domeniu din viață. Da. Dar dacă în familie treaba merge prost, atunci se răsfrânge atitudinea respectivă sau starea respectivă asupra locului de muncă, adică te influențează. Și totuși familia ar trebui să fie, zic eu, locul în care copiii ar trebui să învețe în primul rând cum se raportează în relații. Da. Pentru că vor crește mari, învață la școală, au o meserie, știu să câștige bani, și nu știu să se poarte într-o relație de familie și falimentează din cauza unor nepriceperi în relații. Da, da, deci cred că ce se întâmplă și din păcate se întâmplă și în viața creștină, dar în special la oamenii fără Dumnezeu, trăsătura care ne caracterizează cel mai des este egoismul. Și în special se vede chestia asta la copii.
De fapt, și vorbesc ca un tată la o fetiță de 3 ani și jumătate, ceea ce trebuie să educăm în fetița noastră, Evelina, zilnic, este combaterea egoismului. Pentru că ea este egoistă, îi vrea ale ei și așa mai departe. Cei care nu învață altruismul și rămân la starea de egoism, vor fi mereu conflicte. Mai mascat, mai amânat, mai mușamalizat, dar mai devreme sau mai târziu, acel egoism își va cere drepturile și va spune: tu nu m-ai împlinit pe mine, tu m-ai dezamăgit pe mine, tu nu ți-ai făcut datoria față de mine și așa mai departe. Pentru că nu există această roadă a umilinței în care să spun: n-am nicio așteptare de la tine, așteptarea mea e de la Dumnezeu. La vremea cuvenită, și în special asta e o vorbă specială pentru tineri, pentru că Petru aprofundează tema aceasta și vorbește special tinerilor. Sunt foarte interesanți tinerii, au niște așteptări extraordinare. Au impresia că toată lumea ar trebui să fie aliniat, să-i deservească pe ei. Părinții, profesorii, fratele păstor, comitetul, dirijorul, cine o fi. Și Doamne, dezamăgiți-ți tinerii săraci. În general, în școală sunt așteptări foarte mari. Foarte, foarte, foarte mari. Până nu înveți această umilință. Și umilința înseamnă: stau ca Dumnezeu să mă ridice, stau ca Dumnezeu să-mi dea importanță, stau ca Dumnezeu să îmi dea o platformă de lucru. Când ți-o dă Dumnezeu, nimeni nu ți-o mai poate lua. Când te ridică Dumnezeu, nimeni nu te poate atinge. Și asta este ideea. Și mereu le spun studenților: vreți să fiți voi cei care să vă ridicați pe vârfuri, voi care să călcați pe cadavre, să ajungeți sus, sau vreți să fie Dumnezeu cel care să vă ridice? Și când veți fi ridicat Dumnezeu, nimeni și nimic nu vă poate mișca de acolo. Capitolul 3. Capitolul 3. Trecutul. Acum, pentru mulți dintre noi este vorba despre trecutul conștient și trecutul inconștient. Și poate că greșesc aici, dar eu spun trecutul inconștient este ce ni s-a întâmplat până pe la 13-14 ani. Trecutul conștient este de la 14 ani până la vârsta pe care o avem acum. Pentru că aproximativ atunci suntem suficient de maturi. Și în trecutul nostru, fiecare dintre noi am avut parte de experimente negative. Am avut parte de știri negative. Am avut parte de oameni negativi, împrejurări negative, am avut parte de profesori negativi și multe, multe, multe alte lucruri negative. Apostol Pavel împarte această categorie în trei lucruri și le numește foarte interesant gunoaie. Și spune: da, pe de o parte, eu ca și evreu mă pot lăuda. Eu care am fost din seminția lui Beniamin, tăiat în împrejur și așa mai departe, toate lucrurile respective au fost niște gunoaie. Lucrurile care alții mi le-au făcut mie, dar mai important, lucrurile care le-am făcut eu cu mâna mea. Adică el, în cazul Apostolului Pavel, a fost un terorist. A fost o perioadă în viața lui conștientă în care a ales să meargă împotriva Scripturilor. Și în altă parte spune că eu sunt cel mai groaznic dintre păcătoși. Eu sunt căpetenia păcătoșilor pentru că lucram din neștiință în necredință. Mi se pare, în Timotei spune fraza aceasta. Dar interesant, care este antidotul? Antidotul la trecut este iertarea și uitarea. Iertarea și uitarea. Dacă e nevoie, să iert pe cei din jurul meu. Și asta este învățătura Domnului Iisus Hristos, condiția pentru a primi iertarea, pentru a primi răspunsul la rugăciune. Dumnezeu ne iartă, ne răspunde la rugăciuni în funcție de felul în care noi iertăm greșiților noștri, cei care ne greșesc nouă. Și după aceea este vorba de uitare. Și Pavel concluzionează așa de frumos: uitând ceea ce este în urma mea, mă arunc înainte spre premiul chemării. Vreau ceva uitând ceea ce se întâmplă. Trecutul îmi va sluji mie doar ca și pedagog. Doar voi învăța ce s-a întâmplat în trecut. Mă cunosc pe mine, știu că am tendințe din astea de terorist, mă voi ține în șac, mă voi ține în frâu. De aia, în altă parte, Apostol Pavel spune: mă port aspru cu mine însumi, ca nu cumva după ce am provodit altora, eu să-mi intru în fire. Nu-mi place fraza, să-mi ies din fire. Aveam un profesor care era de limbă română, credincios, și întotdeauna spunea: ce nu mă băgați în fire. Așa, nu mă băgați în fire. Foarte bună fraza. Și Apostol Pavel era foarte conștient de lucrul ăsta. Și mi se pare că Corintenilor începe să le spune și spune: aș fi vrut să vin să vă vizitez, dar dacă aș fi venit la voi, v-aș fi spus anumite lucruri care nu s-ar fi convenit. Nu le putea spurta. Așa că mai bine am stat deoparte și acum vă scriu o scrisoare. Era foarte conștient de trecutul lui.
era foarte conștient de temperamentul pe care l-avea, o personalitate puternică, personalitatea unui terorist, dedicat, gata să ucide, să facă tot felul de lucruri. Am uitat ce s-a întâmplat în trecut și am iertat. M-am iertat pe mine, i-am iertat pe cei din jurul meu și nu le-am ținut pica. Am reușit să trec mai departe. Cât de important este alegerea noastră să uităm anumite lucruri? Pentru că unii spun ce nu pot să uit ce mi-a făcut cu tare. Am cunoscut un caz când era căsătorit de nu știu câți ani, cred că 15 ani, poate mai mult. Da. Și de fiecare dată când ajungea la subiectul socru, se prindea banda. Da, da, da. Bine că își aducea aminte ce s-a întâmplat în urmă cu 15 ani, cum i-a promis ceva, nu i-a mai dat. Da. Și acolo exact ca un DVD zgâriat. Da, da, da. Întotdeauna acolo se blochează melodia. Da. Deci nu-i nimic a greșit a ta că nu-i biblic. Deci, ca să spun la modul cel mai serios, este un păcat. A nu ierta și a nu uita este un păcat. Te ierta, nu te uit. Da, nu. Da, deci e un păcat și Domnul Iisus Hristos a avut foarte mult de spus de chestia asta. Și este pilda acelui rob căruia i s-a iertat mult și el la rândul lui nu iartă altuia. Deci este o poruncă să iertăm. E foarte important de reținut și în special spun asta tinerilor, pentru că ei sunt mai sentimentali. Iertarea n-are nimic de face cu sentimentele noastre. Nu înseamnă că în momentul când îmi iert fratele sau îmi iert persoana care greșește, automat mă simt super bine și îl iau în brațe și îl duc la mine acasă. Nu înseamnă lucrurile astea. Nu înseamnă că neapărat iertarea implică restaurarea. Deci e foarte important lecția care ne-o dă Domnul Iisus Hristos când l-a iertat pe Petru și l-a restaurat pe Petru. Sunt două lucruri complet diferite. Pentru că există posibilitatea să ierți pe cineva și să spui îmi pare rău, până nu te validezi, până nu te dovedești, nu poți să te restaurezi la aceeași relație de prietenie, de colaborare sau alte lucruri de genul acesta. Iertarea este poruncită, este obligatorie, pentru că este condiționată pentru iertarea noastră. Vedeți o diferență între a ierta și a te împăca? Da. Când cineva îmi greșește, eu trebuie să-l iert. Corect, e poruncă. Dar asta nu înseamnă că îi ofer aceeași încredere exact asta pe care a avut-o înainte. Da. Pentru că el s-ar putea la fel să nu dea doi bani pe încrederea aceea. Corect. Și peste puțină vreme ajungem din nou în aceeași situație de la care am pornit. Corect, da, corect. Și într-o vreme eu spuneam asta că este călcâiul lui Ahile a creștinismului. Că nu se subliniază partea asta, aspectul acesta, nu se face diferența. Da, da. Și plecând de la modul în care ne iartă Dumnezeu. Corect. Împăcarea cu Dumnezeu întotdeauna implică cererea de iertare. Corect. Da. Ar trebui și în relațiile noastre pasul acesta al împăcării să implice întotdeauna din partea celui care a jignit, a rănit, să fie momentul acela în care vine și recunoaște vina și cere iertare. Corect. Eu te-am iertat, da. Dar în momentul în care tu vii și îți ceri iertare, atunci ne împăcăm. Corect, corect. Dar aș face distinția și iarăși în Scriptură sunt câteva exemple, sper să nu greșesc, că nu sunt teolog de profesie, dar este vorba de momentul în care suntem pocăiți și momentul în care Dumnezeu ne pune în lucrare. Deci este un timp și este un timp de validare. Pavel îi scrie lui Timotei să nu-ți pui mâinile peste nimeni în grabă, să nu fie întors de curând la credință. În alte cuvinte, cineva s-a împăcat cu Dumnezeu astăzi. Nu înseamnă că mâine dimineață este gata să fie slujitorul lui Dumnezeu, liderul poporului lui Dumnezeu. Conduce închinarea. Nu poate, pentru că este nevoie de un timp de validare, să îmi dovedesc. Pentru că se prea poate ca acea cerere de iertare să fie de fapt o chestie de pe vârful limbii și în comportamentul meu real să nu-mi schimb comportamentul și să fiu exact același om și doar să știu că trebuie să spun această frază, te rog frumos să mă ierți, cum fac copiii și eu știu cu fetița mea dacă într-adevăr îi pare rău că o greșit sau o spune doar să scape de pedeapsă sau să mă îmbuneze. Știți întâmplarea aceea cu copilașii când s-au certat seara și mama le spunea că dacă nu vă împăcați vine Domnul la noapte, voi mergeți în iad. Da. Și i-a zis unul celuilalt ce
Zice, te iert, dar ce dacă nu vine Domnul, dimineața să arăt eu ție. Ceva de genul ăsta, în care spunem fraza, pentru că nu e ușor, și mai ales cei dintre noi care ne-am născut în biserică, știm exact vocabulul. Și noi știm să pozăm. Absolut, știm să punem, să spunem, unii știm să și plângem, Dumnezeu să aibă milă de noi, da. Știm tot ce trebuie făcut, dar de fapt inima nu ne este schimbată. Și de aceea este această învățătură pe care o dă Ioan Botezătorul. Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Apostolul Pavel spune să nu te grăbești să pui pe cineva într-o poziție de conducere, într-o poziție de influență. Lasă-l să se valideze. Aici trebuie făcut distinția. Iertarea este porunca de la Dumnezeu și este necondiționată. Persoana nu trebuie să-și ceară iertare de la mine. Persoana nu trebuie să recunoască absolut nimica. Împăcarea, restaurarea este condiționată de validare, de persoana să-și recunoască păcatul, să-și schimbe comportamentul, să treacă prin perioada asta. Însuși Dumnezeu, când a lucrat cu marii săi oameni, uitați-vă în Scriptură, toți sau aproape toți au trecut prin testul pustiei. Astăzi s-a pocăit și a trecut prin pustie. Însuși apostolul Pavel nu a fost pus, el, observați, a vrut imediat să devină predicator. Și Dumnezeu l-a dus în pustia Arabiei. Și acolo l-a ținut o vreme și biserica din Ierusalim a ținut un pic de distanță de el. A trecut ceva perioadă de vreme până el s-a validat. Deci a păstrat Dumnezeu împrejurările potrivnice. Absolut, absolut. Pentru că nu există acest automatism. Am spus cuvântul, gata, de azi înainte tu trebuie să mă restaurezi. Am spus, îmi pare rău, gata, tu nu. Înseamnă și o abordare foarte superficială. Da. În câteva minute, pentru că timpul trece. Zboară. Da. Timpul zboară. Capitolul 4. Da. Lipsurile materiale. Și probabil că e o temă care ar trebui aprofundată, pentru că sunt lipsuri materiale reale și sunt lipsuri materiale închipuite. În cazul apostolului Pavel, realmente trăia în lipsuri materiale reale. Nu avea ce să mănânce, nu avea cu ce să se îmbrace. Erau lucruri rudimentare. Și ce spune el? Zice, m-am deprins să trăiesc și în belșug, m-am deprins să trăiesc și în mai puțin. E clar, suntem ființe materiale, avem un trup, trupul nostru are nevoi. În contextul secolului 21, și cred că asta este lecția numărul 1, și iarăși vorbesc tinerilor într-un mod special, cred că greșeala numărul 1 pe care o fac în ceea ce înseamnă nefericirea, lipsa bucuriei, este nu pot fi bucuros într-o țară ca România. Nu pot să fiu bucuros într-un apartament de bloc. Nu pot fi bucuros cu o dacie. Nu pot fi bucuros cu doar două costume sau cu doar cu tare chestie. Și de ce spun chestia asta? Pentru că trăim în secolul 21 în ceea ce se numește o economie de piață. Și economia de piață, prin excelență, este condusă de știința marketingului. Și marketingul are ca și scop să vândă cât mai multe lucruri la cât mai mulți oameni, cât mai des, cât mai scump. Și mă gândesc că venind din zona de marketing, da, de fapt secretul reclamelor este să te facă nemulțumit. Absolut. Oh, da, asta este ideea. Deci asta e ideea din spatele reclamei. Vă dau material științific pe chestia asta. Deci cu cât poți face oamenii mai nemulțumiți și mai neîmpliniți, cu atât ai șanse mai bune să le faci vânzări. De obicei, Crăciunul este cea mai nemulțumitoare perioadă a anului. Exact. Da, în care pe de o parte oamenii cumpără enorm de mult, pe cealaltă parte sunt foarte goi, foarte neîmpliniți. Și în mare măsură are de-a face, și îmi cer iertare pentru că știu că vorbim acum la televizor, cu mass media, în special televizorul. Televizorul care a fost inventat ca și instrument de vânzări, care mereu îți arată niște imagini care sunt diametral deosebite de ceea ce ai tu în viața ta. Și stai și te uiți într-o dupămasă la o telenovelă și spui, măi, dar de ce eu nu am viața aia? De ce nu trăiesc undeva pe mediteranean, cu o casă nemaipomenită, cu oameni extraordinar de frumoși, și te uiți în jurul tău și spui, eu n-am cea oamenii ăștia, păi cum să fiu mulțumit? Cum să fiu fericit și împlinit și să fiu bucuros când eu nu am haine, mașini și celelalte lucruri materiale? Și există acest stimul incredibil. Și asta este secolul 21. Asta este epoca modernă. Asta este munca mass media, munca corporațiilor, care mereu și mereu ne stimulează. Și de aia spun că capitolul 4 din Filipeni este absolut esențial pentru generația noastră, pentru că Pavel spune, știu să treci și în belșug. Și din nou, nu este împotriva belșugului. Nu este împotriva bunăstării. Dar
m-am deprins să trăiesc și în lipsuri. Pot totul în Hristos care mă întărește. De fapt, asta este întrebuințarea versetului adevărată. Pot și cu lucruri materiale multe, pot și cu lucruri materiale puține. Ceea ce spunea Iov, Domnul a dat, Domnul a luat. Din păcate, trebuie să încheiem emisiunea, dar nu se încheie bucuria, da. Pentru că vorbeam despre bucurie. Absolut. Un ultim gând. Bucuria este o alegere. Vă doresc multă, multă, multă bucurie izvorâtă dintr-o relație reală, genuină cu Dumnezeu. O relație de supunere și de ascultare a Sfintelor Scripturii. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și pentru gândurile, experiența pe care ne-ați împărtășit-o atât din punct de vedere al studierii cuvântului, dar și din punct de vedere al domeniului în care profesați. Vă dorim succes în continuare și să vă bucurați de tot ce Dumnezeu aduce în viața noastră. Și pentru toți cei care ați fost alături de noi și în această emisiune, vă doresc să aveți parte de această bucurie care vine de la Dumnezeu în fiecare zi. Iar noi, cu ajutorul Domnului, ne vom reîntâlni săptămâna viitoare, aceeași zi, aceeași oră, ca să discutăm alte subiecte, dar ca de fiecare dată în lumina cuvântului.